Bună seara, sunt Bogdan Stănescu. Astăzi vorbim despre teatru, despre muzică și arta grafică. Actrița Oana Popa ne dă detalii despre hotărârea privind accesibilizarea producțiilor artistice pentru persoanele cu nevoi speciale. Cu violoncelistul Ian Secaci vorbim despre concertul lui de mâine seară de la Sala Radio. Iar de la curatorul Zuzu Caratănase aflăm totul despre expoziția Omagiul lui Brâncuș, deschisă la Târgu Jiu. Bineînțeles, amintim personalitățile care au marcat această dată în istorie, dar vorbim și despre un album lansat recent la Muzeul de Artă din Constanța. Despre toate acestea, dar nu numai, în următoarele 50 de minute începe Jurnalul Cultural. Multe evenimente culturale au loc în acest moment, propuneri legislative, expoziții, spectacole, chiar și licitații dedicate celor care văd în artă o investiție sigură și de interes. Ministrul Culturii Raluca Turcan a anunțat că a avut o discuție privind inițierea demersurilor oficiale pentru înscrierea fostelor închisori comuniste, Sighet, Pitești, Jilava, Râmnicu Sărat și Făgăraș, în patrimoniul mondial UNESCO, considerând că este obligația statului recunoașterea acestei traume din istoria recentă a României, o rană în istoria mondială. Lucrarea autoportret a lui Adrian Ghenie, unul dintre cei mai bine cotați pictori români, a fost adjudecată la suma de 99.999 de euro la o licitație de artă postmodernă. Expoziția inedită Cerul pentru toți, organizată de observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu, își propune să familiarizeze publicul cu modul în care a reprezentat cerul în hărțile astronomice. Expoziția poate fi vizitată până pe 30 aprilie. La Casa Mureșenilor din Brașov poate fi admirată până pe 29 februarie expoziția Brașovul în imagini din colecțiile Muzeului Național Bruckenthal. Puteți vedea imagini mai puțin cunoscute, precum vederi generale ale orașului, piața și Casa Sfatului, biserici, porți de intrare în oraș, sistemul de fortificații, turnuri de apărare și bastioane, cartiere și clădiri din oraș. Colecția de imagini a Muzeului Național Bruckenthal este completată în cadrul expoziției de imagini ce prezintă aspecte din istoria Brașovului de sfârșit de secol XIX, început de secol XX, din Arhiva Mureșenilor. Pe 21 februarie a fost aprobată hotărârea privind accesibilizarea producțiilor artistice din București pentru persoanele cu diferite nevoi speciale. Ce înseamnă asta și ce impact are hotărârea, vom afla de la inițiatoarea proiectului, actrița Oana Popa. Bună seara! Bună seara! Mă bucur să te revăd după mulți, mulți ani. Și uite, ai văzut? La intro ai apărut aici, te-am văzut. Și m-am încurcat un pic așa. Mă bucur. Mă bucur foarte tare că ai venit la Jurnalul Cultural și mă bucur că ai venit să vorbim despre un lucru atât de important. Și necesar. Și necesar. Ce înseamnă concret această hotărâre? Această hotărâre a fost dată cu o lună mai devreme față de cât ai spus, de ce ai spus tu. Pe 21 februarie a avut loc conferința de presă prin care am anunțat public faptul că a fost aprobată această hotărâre. Pe 31 ianuarie a fost Consiliul General, ședința de Consiliul General, și a trecut acest proiect. Este pentru prima dată în istorie când o primărie finanțează instituțiile culturale pentru accesul persoanelor cu dizabilități la cultură. Este cumva așa de râs, dacă n-ar fi de plâns, să putem să ne felicităm că avem o victorie în ceva ce ar trebui să fie o normalitate și că avem o victorie că politicienii respectă legea. Spune-mi altceva. Tu ești inițiatoarea proiectului, așa cum spuneam la început. Cât de grea a fost acest drum până la această victorie despre care spui tu acum? Eu sunt inițiatoarea proiectului pe hârtie. Așa. Proiectul a fost preluat în primărie de consilierii generali. Am ales consilierii, mi-au fost puse piedici inclusiv la depunerea proiectului. Așa că am ales consilierii care au mai avut rezultate în ceea ce privește accesibilizarea locurilor de joacă din parcuri, de exemplu. Pot să spun numele consilierului care a
păstorit proiectul doamna Sanda Hristudor și Nicorel Nicorescu. Ei au fost, practic, îngerii mei păzitori, pentru că, din păcate, în țara asta nu poți să faci nimic în instituțiile de stat decât dacă apelezi la politică. Nu a fost intenția mea neapărat, dar doar așa s-a putut face acest lucru. Proiectul a fost blocat în primărie de 9 ori. A fost depus acum aproape 2 ani și jumătate, deci aproape 3. Spectacolul Închide ochii și ai să vezi mai bine este de 3 ani pe piață. Este examenul meu de master la regie teatru de animație. Scenariu și regia sunt semnate de tine. Scenariu dacă și regia sunt bine. Semnate de mine. Este o poveste adaptată după povestea Seminței, scrisă de unchiul meu, Dumitru Radu Popa, care este scriitor în America. Este o poveste pentru copii, nu neapărat, e o poveste cu păpuși, nu neapărat pentru copii. Așa. Așa. Această luptă a fost începută cu mult înaintea mea, de către Ruxandra Mateescu de la Supereroi Printre Noi și de multe alte asociații care încearcă să integreze persoanele cu dizabilități în spațiile culturale. După Ruxandra a fost Alin Halațiu de la Help Me Be a Rockstar, care a accesibilizat concerte. Ruxandra a accesibilizat filme și expoziții, muzee. Și acum s-a ajuns la teatru. Dacă nu aș fi... Eu am făcut voluntariat la cele două asociații dinaintea mea. Nu am înțeles... Am făcut voluntariat, în primul rând, de prietenie, în al doilea rând, de empatie, în al treilea rând, de faptul că la mine, la școala de joacă, eu am un ONG care poartă numele tatălui meu, care și el, la rândul lui, a fost un mare regizor de teatru, Asociația de Dezvoltare Personală Grigore Popa. În cadrul acestei asociații există școala de joacă. În cadrul școlii de joacă sunt foarte multe proiecte unde copiii cu dizabilități au acces la ateliere, la cursurile de teatru și la joacă. În ce se traduce această hotărâre concret? Ce se va întâmpla după ce această hotărâre a fost aprobată și săptămâna trecută, când am difuzat noi, a avut loc conferința de presă în care a fost anunțat acest lucru? Această hotărâre oarecum obligă, dar este dur spus. Recomandă. Susține așa instituțiile culturale pentru a avea producții accesibilizate. Așa cum este Închide ochii și ai să vezi mai bine, este momentan singura producție din România accesibilizată pentru 9 tipuri de dizabilități deodată. De acum încolo, fiecare instituție din subordinea primăriei capitalei va trebui să aibă o producție accesibilizată pentru minim 4 dizabilități deodată. Asta presupune că trebuie să-și pună la punct infrastructura, trebuie să-și pună să mai angajeze oameni, 2 interpreți narativ și în limba semnelor române, un consultant de accesibilizare, o echipă care să poată să implementeze acest proiect. Momentan, managerii de teatre sunt puțin speriați, am avut o discuție cu ei că nu este nimic înfricoșător în toată această poveste, absolut, că vom fi lângă ei, toate ONG-urile care facem lucrul ăsta de ani de zile, îi vom sprijini și vom fi alături de ei. Este un drept al omului care trebuie respectat. Și când ar trebui să înceapă acest lucru? Deja acest spectacol al tău e duminică, dacă nu mă înșel, nu? Sau acest spectacol se joacă de 3 ani de zile, de un an jumate, la Teatru de Comedie. Duminică avem spectacolul de martie. Așa. O să avem spectacol de aprilie, de mai, până când se închide stagiunea. Uh-huh. Dar duminică, pe 3 martie, da, este Închide ochii și ai să vezi mai bine la sala studio. Să vorbim puțin despre spectacolul ăsta. Când spui că l-ai conceput, nu? L-ai scris? Acum 3 L-am ani? Adaptat acum 3 ani în cadrul în masteratului meu. Așa. A pornit dintr-o frustrare, pentru că părinții copiilor cu dizabilități care sunt la mine la școala de joacă își pierduseră joburile în pandemie. Eu nu mă mai puteam întâlni cu ei să facem terapie prin joacă și prin teatru și m-au rugat să-i ajut să strâng niște bani să poată să-și țină terapiile copiilor. Am făcut o campanie pe Galantom, am strâns 200 de lei în 2 luni, am zis că n-am ce să fac cu banii ăștia, drept pentru care am dat la master. Ce face un om la 40 de ani după ce în pandemie mai dă la un master?
și am dat la master la regie teatru de animație. Eu sunt absolventa unui ATC la teatru de animație, actorie teatru de animație. Și asta a fost lucrarea ta de... Și asta a fost lucrarea mea de dizertație. Când m-am dus acolo, le-am spus profesorilor mei că vreau să fac un spectacol accesibilizat. Eu făcusem cu 5 ani în urmă un curs de accesibilizare cu un psihoterapeut din afară, cu Roger Idiș, pe care Ruxandra de la Sper Eroi printre noi l-a adus în România să trăinuiască cât mai mulți oameni de cultură. Știam, aveam ceva cunoștințe despre cum s-ar accesibiliza un spectacol. A venit și Ruxandra și a pus umărul și am spus că vreau să-l accesibilizez în totalitate. S-au mai făcut înaintea mea producții accesibilizate de teatru. Teatru Basca din Timișoara a făcut Fluturii sunt liberi, accesibilizat pentru surzi și nevăzători. Și mi se pare că și teatrul din Constanța. La Constanța există o trupă de teatru de nevăzători, super premiată peste tot în lume, mai puțin la noi, pentru că sunt nevăzători și nu li s-a deschis ușa, dar ei fac teatru în cadrul Asociației Nevăzătorilor. Mai există o trupă de teatru de surzi în București, Fanaticii Tăcerii, care tot așa, de 20 de ani fac teatru, dar la noi nu i-a primit nimeni niciodată, în schimb, afară sunt super premiați. Mai este Silvia Codreanu, care are trupa din atelier, care face teatru mult înaintea mea cu adolescenți și tineri neurodiverși, cu sindrom Down și cu autism. Silvia va avea chiar un spectacol. Această hotărâre a deschis ușile tuturor celor care fac lucrurile astea dinainte. Deci nu sunt eu cea care am... Eu am făcut singurul spectacol accesibilizat în totalitate. Dar înaintea mea, oamenii se luptă de foarte multă vreme pentru accesul la cultură. Eu doar sunt cea care am deschis ușa, am profitat de statutul meu de jurnalist dinainte, că doar am fost colegi și știu foarte bine că... Și ai făcut multe emisiuni pentru copii aici în televiziune. Nu mă încurc în vorbe câteodată și m-am dus pe capul lor și am murit cu ei de gât ca să vorbesc așa mai autentic. Așa. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Din păcate s-a terminat timpul discuției noastre, dar te mai așteptăm în jurnal să vorbim despre ce urmează, să vorbim despre, și despre proiectele tale altele decât acest spectacol. Și mulțumim foarte mult și felicitări. Mulțumesc. Pentru tot ce ai făcut. Felicitări și pentru tuturor acest... celor exact. Care s-au zbătut pentru lucrul ăsta. Mulțumesc foarte mult și încă o dată. Și eu mulțumesc. O carte obiect foarte frumoasă a apărut la Muzeul de Artă Constanța. Albumul, care cuprinde imagini cu lucrările de sculptură semnate de Ion Jale, a fost lansat recent în cadrul unui eveniment la care au participat prietenii Muzeului de Artă de la Malul Mării. Evenimentul de lansare a albumului Ion Jalea a fost un prilej de bucurie pentru constanțeni. O foarte consistentă expunere despre viața și opera marelui creator a fost susținută de istoricul și criticul de artă Eduard Andrei. Albumul monografic Muzeul de Sculptură Ion Jalea, având-o ca autoare pe Lelia Rus Pârvan, directoarea Muzeului de Artă Constanța, a apărut în 2023 la editura Monitorul Oficial din București. Este o lucrare extrem de importantă, o bijuterie bibliofilă, care pune în valoare opera marelui sculptor și care beneficiază de condiții grafice excelente și de asemenea de o traducere în engleză. Este o sinteză, dacă vreți, a capodoperelor sculptorului Ion Jalea, care se află atât în patrimoniul muzeului în care ne aflăm, Muzeul Ion Jalea, muzeul care îi poartă numele din Constanța, muzeu satelit al Muzeului de Artă Constanța, unde și acolo se află lucrări de Jalea, atât în expunerea permanentă, cât și în depozit. Misiunea Muzeului de Artă Constanța este susținută cu fervoare de Lelia Rus Pârvan, sufletul Muzeului Constanțean. Este o bucurie faptul că am reușit să lansăm acest album. Este, cred eu, o perspectivă nouă, îmbogățită, mult mai artistică. Este aproape o carte obiect pentru că ea conține, de fapt,
niște fotografii făcute de, inclusiv de artiști plastici, care, bineînțeles că imprimă un soi de nouă viziune. Ne dorim să vină cât mai multă lume să viziteze acest muzeu, să descopere această colecție impresionantă. Cred că Jalea poate reprezenta un model de viață și un model de determinare, de hotărâre, de artist care nu abandonează niciodată opera pe care trebuie și își dorește să o realizeze, și cred că în acest spirit ar trebui să gândească și generația tânără. Albumul este o piesă de referință în bibliografia rezervată marelui sculptor Ion Jalea. Acest album este un îndemn pentru noi de a nu ignora arta monumentală, arta de for public și arta pe care am moștenit-o în general, chiar dacă ni se pare că este parte firească a mediului în care trăim, a orașului nostru, și adeseori trecem ignorând-o. Acest album este un fel de moment simbolic care îndeamnă la grija față de artă și la bucuria de a avea alături de noi. Muzeul de artă de la Malul Mării își așteaptă vizitatorii pentru a le oferi o experiență bogată și formatoare. Mâine seară la Sala Radio este invitat să concerteze tânărul violoncelist Ian Secaci. În 2021 a câștigat premiul întâi la concursul Johannes Brahms din Austria. Alături de el va fi orchestra de cameră radio sub bagheta dirijorului Cristian Mandeal. Pentru a ne da mai multe detalii despre acest eveniment muzical, violoncelistul Ian Secaci se află alături de noi la masa Jurnalului Cultural. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult că ai venit! Felicitări pentru cariera ta de până acum. Vorbim imediat despre concertul de mâine seară, dar aș vrea să le spun telespectatorilor noștri că acest concert va fi transmis live de Radio România Cultural și de Radio România Muzical. Deci nu doar cei care vor fi în sală vor avea bucuria să asculte cele trei lucrări care vor fi cântate. Acum, vorbim puțin despre tine și despre faptul că până acum ai cântat foarte mult în străinătate. Scena internațională îți este foarte cunoscută. Și m-ar interesa dacă participarea de mâine, această invitație pe care ai primit-o pentru acest concert, e cumva, nu știu, te stresează un pic așa, pentru că e publicul românesc. Cum e? E mai complicat sau mai puțin complicat pentru tine? Da, mulțumesc în primul rând, e foarte dificil ca în sport, când vii acasă, când joci acasă, ca la fotbal, când se vorbește de anumite meciuri. Și da, eu am crescut, m-am format aici în București, cânt împreună cu foști colegi din liceu, împreună cu orchestra și, pe scurt, cred că m-am pregătit cel mai mult pentru acest concert, mai mult ca și pentru un concurs internațional. Deci un pic de emoții există. Da, așa, cu siguranță. Și stres productiv, cu foarte multă muncă în spate. Aș vrea să vorbim puțin despre ce o să cânți mâine seară și ce se va mai cânta în cadrul acestui concert. Programul e în ordinea Ariaga, Uvertura Sclavii Fericiți, un Mozart al Spaniei. Apoi concertul în care voi cânta eu, concertul în la minor, opus 129 de Robert Schumann, scris în 1850, iar ca final Sinfonia numărul 3 de Franz Schubert. Cum e pentru tine lucrarea asta? Schubertul? Nu, Schumannul, pe care Schumannul, o să-l cânti, da. Una din cele mai dificile concerte pentru violoncel. Nu tehnic, nu virtuozistic, da? Uman în primul rând, filozofic, din punctul de vedere al actoriei, prin muzică. În acest concert regăsim cele două personalități celebre ale lui Schumann, Florestan și Eusebius, două părți complet diferite a lui Schumann, una foarte impulsivă, temperamentală, cealaltă mai meditativă, filozofică, iar între aceste diferențe există și maestrul Raro, care sintetizează toate calitățile celor două personalități. Deci cumva pe lângă partea tehnică, pregătirea
ta și pregătirea oricărui artist e mult mai complexă, absolut, și merge absolut în mult mai multe domenii pentru a obține performanța asta. Da, se extinde spre psihologie, spre filozofie, spre estetică. De exemplu, aceste două personalități complet diferite, Florestan fiind partea masculină, iar Eusebius fiind cea feminină. Găsim mai târziu, după vreo 70 de ani, în cărțile lui Carl Jung, când vorbește despre anima sau animus, putem să ne uităm înapoi, în antichitate, aceeași diferență, dintr-o altă perspectivă o putem găsi între Platon și Aristotel, unul arătând în sus spre lumea metafizică, iar celălalt spre cea materială, cea reală. Te-ai bucurat în momentul în care ai primit această invitație pentru acest concert? Unde erai? Eram la Berlin. Erai la Berlin, acasă, unde da. Acolo, tu, acolo studiezi. Unde studiezi? Studiez la Barenboim Said, la așa, Academia Barenboim Said, și avem, pe lângă partea muzicală, e prima academie din Europa care introduce și partea umanistă, subiectele umaniste în educația noastră. Deci erai acasă, ai primit un telefon și ai zis, ai auzit, ești invitat, că ești invitat la sala radio la acest concert, o lucrare a lui Schumann, scrisă la 1850, cam, semnată pe 24 octombrie. Cam în aceeași perioadă în care violoncelul la care tu cânți, exact, apărea, vedea lumina, nu? Cânți la un violoncel, da, creat fabricat de, în 1853, da, parcă, da. Nu mă uit foarte des la dată. Las că m-am uitat eu. Dar da, a fost creat la o distanță de 1500 de kilometri, să zicem, la Napoli, de Vincenzo Postiglione. Iar, da, a trăit foarte multe acest violoncel. E după mare responsabilitate, așa, când știi, da, că ai o... În primul rând a ajuns în mâinile mele și ale noastre, mâinile mele și a tatălui meu, care e și lutier. Așa. Fiecare crăpătură pe care o vedeți pe acel instrument a fost reparată de noi, de tata. Și... îmi place să zic despre el, o să vedeți mâine seară în concert. Seamănă cu un personaj din Batman, Two-Face. Așa. O parte e terminată, să zicem, iar cealaltă e aproape nouă. Ce faci după ce termini facultatea? Că la un moment dat o să ți se spună felicitări. Da. Aceasta este diploma ta. Acum cariera internațională este, îți aparține. Da, cum voi folosi diploma? Păi, sau ce planuri ai, ce ți-ai dori? Mai am încă o perioadă de studii, mai pot să mă gândesc, că o să merg după cursul vieții, o să văd ce mi se oferă pe masă, cum a fost, de exemplu, aici, această oportunitate din partea Bursei Moștenitorii României Muzicale. Fără ei n-aș fi ajuns aici, așa că iarăși concertul, am văzut numărul 021, am crezut că e o reclamă sau ceva de la o companie telefonică. Și de fapt era un apel de aici. Da, am avut noroc, am răspuns. Vreau să vorbim și despre multele tale premii, pentru că spuneam în deschidere despre premiul întâi de la concursul Johannes Brahms. Nu este singurul tău premiu, ai mult mai multe premii, dar aș vrea să știu premiul ăsta. E un concurs extrem de important. Ce a însemnat el pentru cariera ta? În momentul în care ai câștigat, ai primit acest premiu, ți s-a schimbat cumva cariera sau modificat un pic lucrurile? Au apărut oportunități. În sensul ăsta, de exemplu, da, am primit un concert la Praga, unde am cântat concertul de Dvorak, un concert super faimos în lumea muzicii clasice. Și de atunci, în general, concursurile te lansează într-o anumită măsură. Ești, dar mai nu... vizibil datorită, da, ești, lor. Îți oferă vizibilitate, în primul rând, dar nu îți oferă o carieră. Adică
nu e responsabilitatea concursului să-ți ofere o carieră. Pentru o carieră depinde foarte mult de ce prezinți, cum te descurci mai departe cu multiple concerte, multiple programe diferite. Bănuiesc că aceste concursuri cumva sunt și un exercițiu pentru că te pregătești pentru ele, poate un pic mai intens. Apropo, cât lucrezi pe zi? Care e programul tău așa? Te-aș întreba și ce altă muzică asculți în afară de muzica pe care o cânți tu, dar nu te întreb. Pentru că ascult foarte multe perioade din muzica clasică, inclusiv contemporan, și cânt muzică contemporană și mă bucur de fiecare diferență de perioadă. Dar despre program, da. Da, cât programul muncește mult. Și ce înseamnă muncă? Pentru că bănuiesc că acolo unde e pasiune multă, munca parcă pare mai ușoară, așa, nu știu, zic. Da, exact. În general e o zi întreagă. Acum nu pot să zic că sunt foarte matinal, așa. Dar în general un minut mai avem. Ziua se termină seara cât de târziu posibil din partea energiei. Așa. Și profit cât de mult se poate pentru violoncel. Mă dedic lui cât de mult se poate. E foarte frumos ce spui. În ultimul minut pe care îl avem la dispoziție, aș vrea să-mi spui așa, cam care sunt proiectele tale pe termen scurt? Nu știu, mai ai concerte acum în perioada următoare, concursuri? Urmează pe 25 aprilie un concert debut din nou la Sibiu, cu Filarmonica din Sibiu, cu concertul numărul 1 de Șostakovici. Iar voi mai aplica și pentru Academii de Orchestră prin Berlin, la diferite orchestre, și urmează masterul. Trebuie să studiez și pentru examenul de admitere. Deci ai multă treabă. Da, unde se cere un program foarte lung, pot să zic. Un concert întreg, două părți de Bach, studii diferite, program de 45 de minute spre o oră. Da. Deci multă destul pregătire. De mult pentru un examen de admitere, dar asta e? Asta e, trebuie să-l treci și pe ăsta. Da. Mulțumesc foarte mult că ai venit. Succes mâine seară. Le reamintim telespectatorilor noștri că acest concert va fi transmis live de Radio România Cultural și Radio România Muzical. Și te mai așteptăm la Jurnalul Cultural să ne dai vești bune. Că ai mai câștigat un premiu important, că mai ai un spectacol important și așa mai departe. Perfect. Mulțumesc foarte mult. Seară bună. O evocare a pictorului Miron Duc a plecat dintre noi acum 6 ani, a avut loc la Muzeul Județean din Bistrița. De acum 2 dintre cele mai mari săli de expoziții poartă numele, iar Asociația Culturală Miron Duc acordă începând din acest an premiul Miron Duc pentru pictură. În 2024 l-au primit 2 artiste în cadrul unui eveniment frumos și emoționant. O însemnată comunitate de prieteni, iubitori ai artei lui Miron Duca, au venit să îl comemoreze la Bistrița și să îi admire încă o dată picturile expuse pe simeze. Deținător al premiului pentru pictură al Uniunii Artiștilor Plastici încă din 1993 și al distincției Meritul Cultural, acordat de Președinția României, artistul a dispărut prea devreme, la doar 66 de ani, dar a rămas în sufletele și amintirea multor colegi de breaslă, prieteni și admiratori. Pe mine m-a marcat experiența asta fundamentală de conviețuire cu Miron, mai bine de 30 de ani, și colegi de atelier și prieteni, însoțindu-ne în călătoriile noastre de documentare, în expozițiile noastre în țară și în străinătate, de la Istanbul până la Paris. Fundamental, Miron era un visător și un extrem de bun cunoscător al istoriei artelor, fără să fie extrem de vocal, era profund în tot ce spunea, vorbea mai rar și gesticula într-un mod special, care îmi rămâne încă pe retină, descriind cu degetele lui subțiri, traiectorii, imaginare, încercând să completeze cuvintele cu gestica lui, absolut specială și unică.
Doi dintre cei mai mari admiratori ai pictorului Miron Duca sunt și cei care au înființat Asociația Culturală Miron Duca. Frații Urâte, Florin și Mircea, sunt oameni pragmatici, dar îndrăgostiți de arta plastică și vor să o sprijine promovând totodată artistul a cărui operă îi impresionează atât de mult. În acest sens, vor să pună arta în cadrul unui parteneriat public-privat între artiști, instituții publice și mediul de afaceri. Ce înseamnă Miron Duca pentru dumneavoastră personal? Dincolo de faptul că l-am cunoscut în primul an în care eram elev încă, când el a venit la Bistrița, am petrecut foarte, foarte multă vreme împreună. Un prieten deosebit, un mare artist, un colorist excepțional, o sensibilitate ieșită din comun. Ce își propune asociația? Ce veți face? Păi... Multe. În primul rând vrem să promovăm artiști tineri și nu neapărat tineri. Vrem să premiem artiști români și internaționali care vor să vină în Bistrița sau care vor să folosească locațiile speciale ale zonei. În așa fel încât să avem o interacțiune și o recunoaștere de integrare europeană. De ce a fost creată? Scopul este de a ține sus memoria marelui artist. Este un artist național și internațional, recunoscut cu expoziții în Statele Unite, în Europa de Vest și nu numai, și în Europa de Est. Ce ne dorim prin această asociație culturală? Să promovăm noi artiști, tineri talente, să nu se mai împiedice de lipsa unor bugete, să-i stimulăm prin aceste premii și, evident, să, în colaborare cu instituțiile statului, avem sprijinul și a primăriei și a Consiliului Județean. Și, evident, ceea ce vreau eu să fac în plus este un parteneriat cu adevărat între mediul privat și mediul public, astfel încât să ne compatibilizăm mai bine cu investiții în zona artelor și a culturii românești și tradiționale, dar și moderne. Asociația va acorda un premiu anual Miron Duca începând chiar din acest an. Primii artiști care au obținut premiul, care presupune și suma de 1500 de euro, sunt Ana Toma pentru expoziția Toma Graf și Mirela Iordache pentru o expoziție de pictură și instalație la Biserica Evanghelică de la Herina, un monument unic în spațiul românesc. De altfel, Mirela Iordache expune și acum într-unul din spațiile Muzeului Județean din Bistrița, expoziția fiind vernisată în cadrul evenimentului care l-a evocat pe Miron Duca. Aflăm acum ce personalități au marcat prin existența lor această dată. Pe 27 februarie 1902 s-a născut scriitorul american John Steinbeck. Laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1962, Steinbeck este cunoscut pentru romanul câștigător al Premiului Pulitzer, Fructele mâniei, dar și pentru Șoareci oameni sau La răsărit de Eden. A scris 27 de cărți, acestea incluzând 16 romane, 6 cărți de non-ficțiune și 5 colecții de povestiri. Pe 27 februarie, acum 121 de ani, s-a născut Ion Irimescu, supranumit Patriarhul Artelor Românești și sculptor al grației desăvârșite. Ion Irimescu a fost considerat cel mai mare sculptor român după Brâncuș. A fost continuatorul unei generații de mari artiști care i-a cuprins pe Dimitrie Paciurea, Oscar Han sau Ion Jalea. Temele sale au fost maternitatea și muzica. A folosit linia ondulată din Art Nouveau și spiritul creator al curentului Art Deco, creând un stil propriu de neînlocuit. Și tot într-o zi de 27 februarie s-a născut Marin Constantin. Numele dirijorului rămâne legat de corul Madrigal. Legendarul Leopold Stokowski a spus despre Marin Constantin: nu există perfecțiune, dar ascultând Madrigalul am avut senzația certă a perfecțiunii. Pe 27 februarie 1932 s-a născut ultimul star al Hollywoodului de altă dată, Elizabeth Taylor. A primit în cariera sa 2 premii Oscar. Este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate personalități din lumea filmului. Liz Taylor a fost căsătorită de 8 ori. A jucat 100 de roluri în producții cinematografice și a trăit experiențe de viață care merită toată atenția. Fundația Regală Margareta a României a celebrat debutul unei noi generații de bursieri susținuți prin programul Tinere Talente. Această intenție a fost materializată prin invitația publicului iubitor de arte la manifestarea culturală Identități, o expoziție de arte vizuale însoțită de un recital de muzică clasică.
Identități reprezintă momentul în care fiecare tânăr artist își definește identitatea personală și artistică prezentă în noua calitate de bursier al Programului Național Tinere Talente, manifestarea fiind organizată pentru al 11-lea an consecutiv. Totodată este prima din seria acțiunilor de promovare a celor 30 de tineri muzicieni și artiști vizuali aflați la început de drum, cu posibilități financiare reduse, care vor fi susținuți în dezvoltarea și afirmarea lor artistică pe parcursul anului 2024. În această seară, la Elite Art Gallery, Fundația Regală Margareta României prezintă prima generație de bursieri ai programului Tinere Talente. Am vernisat expoziția care va fi deschisă până în 3 martie și muzicienii au prezentat un recital pregătit împreună cu doamna Verona Maier, mentor al programului Tinere Talente. Programul Tinere Talente se desfășoară după o metodologie foarte bine stabilită. În fiecare an selectăm cei mai talentați tineri, 30 la număr, 15 muzicieni și 15 artiști vizuali. Ei provin din familii cu venituri reduse, studiază la licee și universități de artă și de muzică din țară, aplică cu un dosar social, iar selecția pe care o realizează juriul este hotărătoare. Este un proiect social, dar și un proiect de performanță, de elită. Noi susținem cei mai talentați tineri. În această seară puteți să vedeți lucrări de grafică, de foto-video, design vestimentar, arte textile. Sunt lucrări foarte diverse. Tinerii care expun sunt atât elevi cât și studenți. Avem tineri care studiază în Iași, la Baia Mare, la Galați și în București. Ei pictează în manieră diferită, lucrează într-o manieră diferită, astfel că în această seară s-a putut vedea amprenta fiecăruia. Identități este evenimentul de debut al programului Tinere Talente, în care tinerii se prezintă într-o individualitate care se dezvoltă pe parcursul programului cu sprijinul mentorilor și al fundației. Astfel, generosul spațiu de la Elite Art Gallery din București a fost vizitat de publicul care a vrut să salute noile identități. Vernisajul expoziției a fost curatoriat de conferențiar universitar dr. Ion Angel, iar tinerii muzicieni bursieri au interpretat lucrări din repertoriul marilor clasici, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn și Wolfgang Amadeus Mozart. Programul muzical a fost pregătit sub îndrumarea pianistei Verona Maier, mentor al proiectului Tinere Talente. Proiectul Național Tinere Talente, ajuns la cea de-a 16-a ediție, continuă să reprezinte o bază de sprijin pentru 30 de tineri artiști și muzicieni, cu vârste între 14 și 24 de ani și cu posibilități financiare limitate. Prin burse, sesiuni de mentorat intergenerațional și masterclass-uri, precum și acțiuni de promovare a talentului și lucrărilor artistice, Fundația Regală Margareta a României își reafirmă angajamentul de a sprijini și promova viitorul artistic al României. Ecourile existenței lui Constantin Brâncuș sunt o dimensiune fundamentală a culturii române. În februarie, luna în care s-a născut marele artist, Muzeul Național Constantin Brâncuș din Târgu Jiu a inaugurat expoziția de artă grafică europeană Omagiul lui Brâncuș. Evenimentul a marcat împlinirea a 148 de ani de la nașterea sculptorului. Alături de noi se află Zuzu Caratănase, curator și organizator al acestui eveniment. Bună seara! Bună seara și mă bucur foarte tare că ai venit să vorbim din nou despre Brâncuș. Mulțumesc din tot sufletul și nu numai eu, și cred că și ceilalți artiști sau critici sau istorici de artă sau iubitori în general, atunci când aduc în atenție numele marelui sculptor Constantin Brâncuș, cel mai probabil se provoacă o anumită emoție, de ce nu? Și este o mare imagine pe care țara noastră o are, și anume Constantin Brâncuș. Hai să vorbim puțin despre expoziția Omagiului Brâncuș, care a fost inaugurată când? În februarie, pe data de 17. Pe 17 și durează până la jumătatea lunii martie. Deci cam o lună. Da. Cam o lună.
148 de ani de la nașterea lui Brâncuș. Pe lângă asta, ce și-a propus această expoziție? Și aș vrea să mergem și în direcția artiștilor, celorlalți artiști care sunt expuși, și cum se creează așa un dialog cu Brâncuș. Înainte de a vă răspunde la întrebare, trebuie să vă aduc în atenție un scurt istoric. Așa. Cum ne-am propus să ajungem până aici. Nu a fost simplu. În urmă cu un an de zile, domnul avocat George Șerban și colecționar de artă, cel mai important colecționar la ora actuală din spațiul românesc, am purtat cu dumnealui acest dialog și, bineînțeles, mi s-a alăturat și doamna manager interimar, Denisa Șuță, de la Muzeul Național Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Și astfel, în acest dialog, în trei, desigur, sistematic, am pus bazele acestui eveniment, acestei manifestări. Lucrurile nu au fost așa de la bun început, la fel cum le vedeți dumneavoastră în imagini. Sigur că domnul George Șerban, pe care ne și urmărește în acest moment și îl salutăm. Îl salutăm. Ne-a pus la dispoziție mai multe lucrări. Are o colecție impresionantă de artă grafică, presupunând desen, acuarele, gravură, etc. Undeva o cifră la 5.000 de astfel de piese. Și cum ați făcut să alegeți? Cum ați făcut selecția? Cum ați gândit totul? Cum ați pus cap la cap? A fost complicat? Povestește-ne un pic. Ar fi trebuit să fie simplu, așa. Dar dat fiind faptul că are o colecție atât de valoroasă, atât de prețioasă, a devenit mai complicat, pentru că are foarte multe nume importante din istoria artelor și nu am știut pe ce să antamăm. Ca fapt divers, într-un final, am ajuns la un acord prin multe discuții. A venit și doamna manager de la Târgu Jiu, Denisa Șuță, a ajuns la București, ne-am mai întâlnit încă o dată. A venit dumnealui la Târgu Jiu încă o dată să vadă spațiu și iată că ne-a prins această zi de 19 februarie, ne-a prins cu acest important eveniment. Hai să vorbim despre artiștii expuși. Da. Ce cuprinde expoziția? Cam câte lucrări sunt expuse până la urmă? Ați făcut alegerea finală? Ați tras linie și la câte lucrări ați ajuns? V-ați oprit, de fapt? Printr-o negociere riguroasă, așa, cu domnul Șerban, am ajuns la 14 lucrări. Desigur că ar putea însemna să fie un număr redus, dar noi am luat în calcul spațiul de acolo și am socotit că 14 sunt necesare, utile. Se încadrează și bine. Exact. Pentru că din imaginile pe care dumneavoastră le aveți, există și un anumit tip de aranjament al lor. Au beneficiat de lucrările, le-am pus într-o anumită prezentare, nici nu știu cum să formulez. Noi ne-am propus să fie o prezentare atipică și specială în același timp. Ce înseamnă atipică, iartă-mă? Ce diferă față de, nu știu, de alte expoziții din punctul vostru de vedere, de spui că v-ați propus ceva atipic? Da. Pe de o parte, spațiul a fost provocator pentru că acest muzeu național, de altfel Constantin Brâncuș, este un spațiu, un imobil restrâns, redus, mic. Și atunci, o astfel de manifestare, cu astfel de lucrări, cu nume precum Pablo Picasso, Salvador Dalí, George Braque, Max Ernst, Giorgio de Chirico, etc. A fost o mare, mare, mare provocare să creăm acest tip de dialog estetic, pentru că paleta stilistică este diversificată. Avem 14 direcții
14 direcții, 14 rute. Și a trebuit să aduceți totul exact, la un numitor comun. Exact, și trebuia creată o omogenitate. Cel puțin așa ne-am propus. Acum, sigur că ne-am consultat în permanență și, într-un final, se pare că am avut un rezultat superior. Un rezultat bun. Da, așa îmi place să cred, dar din ce am observat, evident, prin reacția publicului direct, adică cel care a fost acolo la eveniment, dar și indirect, sigur, prin diferite materiale, pe rețele și de socializare, se pare că a avut un ecou pozitiv. Unele dintre lucrările pe care voi le-ați expus acolo nu au mai fost niciodată în muzeul de la Târgu Jiu, nu-i așa? Așa este. Deci așa e o noutate, este. O premieră pentru, publicul de acolo. De acolo, da. Categoric, a fost pentru prima dată în Târgu Jiu, când au ajuns astfel de nume mari ale secolului 20, cu precădere arta europeană. De fapt, a fost doar arta europeană și doar secolul 20. De ce? Sigur, domnul George Șerban are în colecție și artiști din alte epoci, dar noi am crezut și am construit această idee, și anume de a avea contemporanii lui Constantin Brâncuș. Cu unii a fost prieteni, de pildă Modigliani, exact, în expoziție și nu numai. Pe alții i-a influențat prin operă și evident că pentru noi a fost un act, un produs, să-i spunem, dacă se poate spune așa, de bun augur. Este primul, din punctul tău de vedere, e primul proiect legat de Brâncuș? Ai mai organizat ceva? Ai mai lucrat? Da, acolo doamna director, Denisa Șuță, de 4 ani de zile, de 4 ani și de când este manager, de fapt, este odată cu deschiderea acestei instituții, a demarat o serie întreagă de evenimente, fie implicați și cu cei de acolo, cu artiștii sau cu instituțiile culturale sau chiar și cu liceul de artă de acolo din Târgu Jiu, dar și cu alți artiști din spațiu național. Iar în urmă cu 2 ani de zile, atunci când ne-am cunoscut și am colaborat pentru prima dată, de atunci facem o serie de evenimente, înregistrăm acolo o serie de manifestări care au luat și o altă amploare, chiar și internaționale. În urmă cu 2 ani de zile am făcut pentru prima dată în zona Oltenii o Bienală Internațională de Artă Grafică cu numele Constantin Brâncuș. Și iar anul acesta, dacă toate lucrurile funcționează, bine, da, am izbutit să facem și cea de-a doua ediție. Care e mesajul către public al acestei expoziții? Acum mai avem 2 săptămâni și ea se încheie. Cam care e ceea ce, nu știu, ce ați vrut voi să transmiteți către public? Pe lângă un omagiu, bineînțeles, pe lângă acest dialog între artiști, care e mesajul către public? Primesc o întrebare atât de dificilă pentru mine, pentru că nu sunt avizat să pot răspunde la o astfel de întrebare. Probabil istoricii și criticii de artă, cei care îl studiază și urmăresc îndeaproape opera marelui sculptor, ar fi mult mai indicați de a răspunde. În schimb, eu aș putea să vă spun, noi acolo am vrut prin aniversarea acelor 148 de ani să fie un eveniment construit în 3 acte, o trilogie. Și anume, anul acesta a fost am avut ca temă, ca tematică, plecând de la masa tăcerii. Iar în expoziție se regăsesc simboluri pe aranjamentul pe care a fost creat,
se găsesc desenate acele scaune de la Masa Tăcerii. Anul următor, un minut mai avem, 149 de ani, mulțumesc, 149 de ani, vom merge către celălalt simbol, și anume Poarta Sărâtului. Iar cel, bineînțeles, și cu alți artiști. Iar cel de-al treilea an, atunci când se vor marca 150 de ani, și cu siguranță se va vorbi peste tot de această aniversare, atunci vom avea ca tematică Coloana Infinitului. Eu îmi place, cel puțin și eu, dar și domnul avocat George Șerban și doamna manager Denisa Șuță, vrem în continuare să izbutim, să prezentăm astfel de acțiuni de înaltă ținută. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit, te-am așteptat la Jurnalul Cultural și continuăm discuția. Mulțumesc! Mulțumesc din tot sufletul. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc tuturor celor care ne urmăriți. Ne revedem mâine la aceeași oră 21 pentru un nou jurnal. Până atunci, rămâneți cu programele TVR Cultural. Numai bine!